Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Ursu, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Astăzi se împlinesc 205 ani de când Basarabia a fost pentru prima dată trecută sub ocupație rusă. 205 ani de propagandă, de deznaționalizare, de minciună. Pacea ruso-turcă semnată la hanul lui Manuc din București este un exemplu de eveniment care și la o distanță de peste 200 de ani mai are consecințe devastatoare pentru neamul românesc. Doamnelor, domnilor, astăzi, făcând abstracție de rutina cotidianului, vă invit la o lecție de istorie în cadrul Sfatului Țării, o lecție la care vom avea în calitate de profesor pe domnul Mihai Țurcanu și Ion Mischievca. Domnilor, bună seara, bine ați venit în platoul 10 TV. Bună seara. Mulțumim pentru ei. Nu în zadar v-am prezentat în calitate de profesor, pentru că eu voi avea întrebări succinte și vă voi lăsa pe dumneavoastră să țineți lecția de istorie și vreau să începem pe rând fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți ce înseamnă pentru neamul românesc această dată de 16 mai 1812. Domnul Mischievca. 16 mai pe stil vechi și 28 mai 1812 este pentru mine personal o zi tragică. O zi în care destinul unui popor a fost în mod irreversibil, practic, afectat. O zi în care s-a pus mai presus de voința poporului și de interesele unei țări, interesele unor puteri expansioniste și dornice să acapareze teritorii străine. La 1812 a fost scindată țara Moldovei, a fost anexată Basarabia pentru 100 și ceva de ani, până când în 1918 Sfatul Țării a reparat întrucâtva această greșeală istorică. Din păcate, și până ziua de astăzi, pătimim de pe urma consecințelor acestui rapt teritorial și s-ar putea să mai dureze până se va restabili ceea ce fusese înainte. Domnul Țurcanu, pentru dumneavoastră ce înseamnă 1812? Pentru mine 1812 înseamnă, desigur, începutul unei epoci nefaste pentru istoria acestei regiuni, în primul rând. Din punct de vedere al istoriei neamului românesc întregime, este și sfârșitul unei perioade și începutul. Este sfârșitul unei perioade care demarează mai mult de 100 de ani înainte de 1812, când teritoriile spațiului românesc sunt treptat acaparate de cele trei imperii vecine, mai bine zis de către două, care în procesul războaielor cu Imperiul Otoman anexează teritorii aparținând statelor, principatelor românești. A început Transilvania, ulterior Bucovina și se încheie cu Basarabia. În același timp, pentru istoria acestei regiuni, a spațiului Pruto-Nistrean, este începutul unei epoci, începutul unei epoci în care pentru prima dată, de fapt, în întreaga istorie, ținutul dintre Prut și Nistru, care îl numim Basarabia, a început să ducă practic o viață diferită de restul spațiului românesc, cu excepția acelor două decenii de parte componentă a României în perioada interbelică. Practic, restul perioadei din 1812 până astăzi, de fapt, acest teritoriu duce o viață relativ diferită, are o istorie într-un fel, nu o istorie diferită, ci o evoluție diferită față de restul spațiului românesc, unde s-au realizat mari succese, în timp ce acele succese nu s-au putut răsfrânge și asupra Basarabiei din cauza stăpânirii străine. Da, iarăși un aspect istoric care trebuie clarificat, inclusiv pentru telespectatorii noștri. Termenul de Basarabia nu se referea chiar la întreg teritoriul la care facem astăzi referință atunci când spunem Basarabia. Haideți să vedem cum a reușit diplomația rusă atunci când a negociat această pace de la București sau să extindă termenul de la doar sudul Basarabiei, adică de la acel teritoriu relativ restrâns, aș zice, la întreg teritoriul dintre Prut și Nistru. Foarte simplu, prin forță, cum au făcut de foarte multe ori de-a lungul istoriei. Imperiul Rusiei, de fapt, s-a remarcat nu atât prin diplomație, cât prin forța armelor. Anume, generalii ruși au ajuns până la Paris și au reușit să cucerească o bună parte din Europa, pe când austriecii erau cei remarcați pentru diplomație. Ne amintim cazul anexării Bucovinei la 1774-75,
când de fapt Austria nu a participat la acel război ruso-turc, dar s-a pricopsit cu cea mai frumoasă, să zicem, parte a Moldovei, Vatra, țării Moldovei, Bucovina. Rușii au reușit să-și impună politica, au reușit să-și impună termenii, să-și facă jocul. Ei ar fi dorit poate mai mult să obțină atunci, la 1812, se discuta chiar la tratativele de la Giurgiu din 1810-1811, ulterior la București, se discuta despre hotar până la Dunăre, după care trasarea hotarului până la Milkov și o variantă intermediară a fost și până la Siret. S-a optat până la urmă pentru hotar pe Prut, fiindcă erau sub imediata amenințare a armatei lui Napoleon Bonaparte, și atunci vorba aceea au trebuit să se mulțumească cu cea mai puțină parte dintr-un teritoriu care nu le-a aparținut niciodată. Revenind însă la întrebarea ta cu privire la termenul de Basarabia, Bugeacul, așa cum știm noi astăzi, a fost dintotdeauna supranumit și Basarabia, cu referire la domnia Basarabilor, care aveau aici, domnitorii Basarabi, care aveau aici moșii în sudul regiunii prutonistrene. Rușii nu au făcut altceva decât au apelat la un șiretlic, au extins termenul geografic de la sud pentru întregul ținut, pentru a întrucâtva mușamaliza acest rapt și a-i da o importanță, a-l face insignifiant, a-l face cât mai puțin vizibil pentru marele puteri și a nu crea tot felul de valori de nemulțumire. Uite, Rusia iarăși s-a pricopsit cu niște teritorii. Într-o oarecare măsură i-au încercat să mușamalizeze și să printr-un șiretlic lingvistic să obțină acest teritoriu în întregime. S-au temut cumva rușii de un hotar direct cu Austria în procesul de negociere în care ei și-ar fi dorit inclusiv Transilvania? Era la 1812 Austria era într-o situație gravă. Ea era practic dependentă de Franța. Ea nu mai avea abilitatea nici militară și nici politică de a amenința cumva Rusia. Amenințarea era Franța și, fiind sub influența franceză, Austria putea fi considerată o amenințare pentru Rusia. Însă, în momentul acestor negocieri, era pericolul principal invazia Marii Armate a lui Napoleon, și Austria, fiind înfrântă într-un război anterior definitiv de către Napoleon, nu mai prezenta un pericol. De fapt, Rusia încerca să evite mai mult continuarea războiului cu Imperiul Otoman. Diplomația franceză încerca prin toate metodele să-i convingă pe turci să continue războiul pentru a avea un al doilea front și a distrage forțele armate ruse. Ori Rusia încerca invers, să încheie cât mai repede războiul, și aici abilitățile militare ale lui Kutuzov s-au demonstrat din nou, pentru că el a reușit să încercuiască practic armata otomană și să o blocheze absolut, ceea ce i-a obligat într-un fel pe turci să negocieze pacea. Acesta era principalul interes al Rusiei, să transfere armata de la Dunăre în interiorul Rusiei, unde se adunau forțele pentru a înfrunta armata lui Napoleon. Da, vorbind despre implicarea mai mult sau mai puțin direct a Franței, a fost un aspect pozitiv sau unul negativ demararea campaniei lui Napoleon? Pentru că, pe de o parte, deci ar trebui să fim cumva recunoscători pentru că s-a pus capăt războiul ruso-turc, iar pe de altă parte, medierea Franței nu a fost una tocmai pozitivă pentru că s-a soldat cu ruperea Basarabiei. Și atunci, este mai mult un aspect pozitiv că s-a început această campanie și medierea în sine a diplomației franceze sau unul negativ, din punctul dumneavoastră de vedere? Din punctul meu de vedere, faptul că marea campanie a lui Napoleon era aproape să înceapă a jucat un rol nefast. Nefiind această campanie, probabil turcii nu ar fi cedat. De fapt, nefiind această amenințare pentru Rusia, Rusia nu ar fi forțat nota militar față de Imperiul Otoman, ceea ce ar fi prelungit războiul. Iar războiul acesta, de fapt, războiul din 1806-1812, a fost diferit față de celelalte anterioare războaie ruso-turce. A fost mai mult un război diplomatic decât militar. Așa. Ori acest război putea să continue la nivel diplomatic și nu se poate spune cu ce s-ar fi încheiat. Însă amenințarea franceză i-a obligat pe ruși să forțeze nota.
ceea ce a dus la încheierea păcii și la cedarea a ceea ce a fost posibil de cedat și de primit respectiv, pentru că teritoriul propriu-zis dintre Prut și Nistru nu intra în planurile Rusiei. În planurile Rusiei intra, de fapt, Dunărea ca hotar, ca în practic ca ultimă bază în direcția spre Constantinopol deja. Domnul Mischievca, și dacă nu ar fi existat această campanie al Napoleon și ar fi continuat războiul, cel mai probabil s-ar fi ajuns la situația în care toate țările române, întreg teritoriul țărilor române ar fi ajuns sub ocupație rusă. Ar fi fost mai bine sau mai rău și de ce? Din punct de vedere istoric este anacronic și incorect să utilizăm condiționalul. Da, ce ar fi fost dacă. Ce ar fi fost dacă și cum s-ar fi aranjat lucrurile. Cert este că există o persoană în Republica Moldova și eu aș îndrăzni să spun că este unica din întreg spațiul românesc care se ocupă cu, deci care cercetează acest subiect, problema genezei basarabene și raptul Basarabiei la 1812. Este vorba despre unchiul meu pe care a cărui carte lucrare am mare onoare și plăcere să vă prezint. Pace de la București în a doua ediție, revăzută și adăugită, cu adăugiri, este în colaborare cu Ion Jarcuțchi, un regretat istoric care a decedat și nu a mai apucat să vadă această a doua ediție. Din păcate, munca pe care o dedică unchiul meu deja de aproape 30 de ani acestui cercetării acestui domeniu nu reușește să capteze atenția opiniei publice, dacă îmi permit să spun așa, a mult promovatei societăți civile și a diferitor actori politici care nu-și dau interesul să pună pe tapet, pe ordinea de zi, inclusiv subiecte care sunt legate de ceea ce avem la ziua de astăzi. Vlad Mischievca în cartea sa reușește să demonstreze cu lux de amănunte că toată această bătălie diplomatică și prima împărțire de fapt a Europei în sfere de influență are loc prin tratatele de la Tilsit și Erfurt. Ceea ce s-a repetat ulterior prin pactul Ribbentrop-Molotov. Ați anticipat întrebarea, dar exact, continuați. Și, bun, păstrând proporțiile firește, totodată Vlad Mischievca a reușit să demonstreze că țările române erau considerate deja pe parcursul secolului 18, nu erau tratate nu ca niște subiecți ai dreptului internațional, ci ca niște obiecte de schimb în jocurile marilor puteri. Și Franța nu a fost decât o înlocuitoare, să zicem așa, a Imperiului Habsburgic, pentru că și Habsburgii au avut interes aici în spațiul balcanic îndeosebi. Ne amintim și ocuparea Olteniei și pacea de la Karlovitz și ulterior pacea de la Pasarovitz. Deci evenimente prin care Habsburgii și-au dat interesul anume în acest spațiu pentru, pe de o parte, a stăvili expansiunea Imperiului Rusiei, dar pe de altă parte pentru a se impune în sud-estul Europei și a pune mâna pe ceea ce se numea defunctul Imperiu Otoman. Era deja într-o evident recul. Și problema orientală, aici vreau să ajung, problema orientală este cea care a generat chestiunea românească și chestiunea românească sau în cadrul chestiunii românești, ca într-o matreoșcă, se încadrează problema Basarabiei, problema basarabeană. Domnul Zurcanu, cât de pozitivă, să zic, sau benefică a fost această pace pentru Imperiul Rus, este clar, ei erau prinși deja de campania lui Napoleon, aveau nevoie să închidă acest front. Cât de comodă sau incomodă a fost această pace pentru Imperiul Otoman? Sau dacă a fost? Pentru Imperiul Otoman a fost o pace practic forțată. Cred că cel mai bun exemplu pentru atitudinea Imperiului Otoman față de consecințele și percepția acestei păci la curtea imperială din Constantinopol a fost soarta delegației otomane care a căzut sub sabia, sub incidență, da, a fost executați, au fost decapitați. Deci ceea ce înseamnă că cedarea acestui teritoriu a fost percepută la Constantinopol ca o rușine și ca o înfrângere. Dar în același timp sultanul, pe atunci Mahmud al II-lea, un sultan de altfel foarte energic și foarte crud, nu a încercat să schimbe soarta acestei păci, probabil și sub influența faptului că Napoleon a fost învins în Rusia și
Ulterior, armatele ruse au ajuns până la Paris, deci nu mai era nicio șansă pentru Imperiul Otoman să încerce să-și recapite acest teritoriu pe care îl considera, ceea ce s-a și demonstrat prin cedare, îl considera un teritoriu al său și nu un teritoriu suveran al țării Moldovei. Deci Imperiul Otoman a perceput aceasta ca o nouă retragere a sferii sale de influență, dar ca una inevitabilă și dat fiind faptul că nu avea cum să se mai opună procesului și păcii și rezultatelor păcii. Ulterior, deja ei au fost nevoiți în continuare să se concentreze pe apărare. Domnul Mischev, vă spuneam că ați anticipat întrebarea mea în răspunsul anterior, dar vreau să vă întreb cât de posibil este, păstrând proporțiile, cum ați spus dumneavoastră, cât de posibil este să asemănăm pacea de 1912 cu pactul Molotov-Ribbentrop? Orice comparație presupune identificarea unor elemente comune și a diferențelor. Din punct de vedere a asemănărilor, a similitudinilor, cu siguranță avem vedere argumentul că atât la Tilsit și Erfurt, cât și la tratatul de la Moscova, pactul Ribbentrop-Molotov, au fost împărțite teritorii din estul Europei de către două mari puteri, după bunul lor plac, și s-a neglijat totalmente dreptul popoarelor la autodeterminare, opinia lor, dreptul istoric, dreptul etnic, dacă doriți așa, majorității etnice din aceste teritorii, și s-a încălcat de fapt nu atât dreptul internațional, cât dreptul oamenilor la o viață mai bună, la o viață decentă. De aici și până la spune că totuși sunt identice, e cale lungă, aceste două situații, pentru că pe de o parte în secolul XIX, la începutul secolului XIX, vorbim totuși de o altă mentalitate în care se duceau foarte des războaie și pacea de la București era considerată una temporară, atât de către ruși cât și de către otomani. Era un fel de pauză de război. O pauză de război, un armistițiu, dacă doriți, doar să se mai aranjeze un pic lucrurile și imediat avea să izbucnească. Vă aduc aminte că pe teritoriul Principatelor Române au avut loc circa 13 invazii rusești, care însumate fac cam 25 de ani de ocupație. Deci, ca să înțelegeți, asta ne-a dus înapoi cu cel puțin un secol. Asta a însemnat alimentarea armatei, întreținerea ei, deci practic toată economia era aservită unei puteri străine, deci nu se puteau dezvolta mai nimic, era un haos, o debandadă totală. Același lucru putem spune și ca urmare a consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Când Europa a fost împărțită în sfere de influență, a fost pus în aplicare acest plan, Polonia a fost scindată, Basarabia iarăși a fost anexată, vorbim despre o încălcare flagrantă a dreptului internațional, dar, cum ziceam anterior, un afront adus populațiilor majoritare din aceste teritorii, care au avut de suferit și au simțit din plin, așa zisele, beneficii ale puterilor totalitare. Domnul Țurcanu, vreau să întreb de asemenea dacă suntem în drept sau dacă putem cumva să învinuim trecutul și această conjunctură internațională care întotdeauna ne-a lăsat sub muchii de cuțit pentru slaba dezvoltare economică și socială pe care o avem astăzi. Este cumva o consecință a faptului că mereu am fost scindați, împărțiți, ocupați. Iată, am avut, după cum spunea și domnul Mischev, ca o economie practică aservită unui război care nu ne privea în mod direct decât că se derula pe teritoriul nostru. Desigur, această succesiune de războaie pe teritoriul nostru, aceste anexări de teritorii succesive, inclusiv a Basarabiei, care a fost anexată de trei ori, practic, și-au lăsat amprenta. Și, desigur, reprezintă o mare parte din cauzele situației economice și sociale pe care o avem astăzi. Dar nu doar această succesiune și aceste anexiuni.
Faptul că, eu cred că faptul că am fost anexați de Imperiul Rus, anume faptul că de Imperiul Rus și nu, spre exemplu, de Imperiul Habsburgic, a jucat un rol foarte important, deoarece vedem, putem face foarte simplu comparația cu Transilvania, care a fost în componența Imperiului Habsburgic și care are un nivel de dezvoltare mult mai mare decât îl au și regiunile din vechiul regat, unele ale României. Deci faptul că am fost anexați de un imperiu puternic militar, dar întotdeauna slab și înapoiat economic, Rusia fiind practic ultimul stat cu iobăgie în Europa, ultimul stat care a început să se industrializeze, deci aceasta a jucat un rol și mai nefast. Desigur, nu putem spune acum că mai bine ne anexau Habsburgii decât rușii, dar faptul că am fost anexați de o putere slabă economic și o putere care nu a avut niciodată o direcție de dezvoltare economică clară. Imperiul Rus avea o politică economică, apoi a venit bolșevicii cu altă politică, iar Basarabia s-a pomenit mai ales în perioada sovietică, deja în toiul experimentelor economice ale comunismului, ale socialismului, mai corect spus, de atunci. Anume acest fapt cred că a jucat un rol și mai mare decât perindarea armatelor pe teritoriul acesta, pentru că, bine, și alte regiuni ale Europei au fost cuprinse de războaie și au avut războaie feudale încă din Evul Mediu, dar au reușit să cunoască o dezvoltare economică datorită altor premise. Domnilor, Partidul Liberal astăzi a organizat un eveniment în Piața Mare a Adunării Naționale, un eveniment care a reușit să fie filmat de pe Arcul de Triumf. Vă invit să urmărim câteva imagini, după asta revenim la discuția pe care o avem despre 16 mai și ce înseamnă el. Colegii din regie, vă rog să urmărim acest material. Iată, vedeți, s-a scris 16 mai 1812, ani de ocupație, ani de ocupație, ani în care, după cum spuneam, sau după cum comentați, domnule Țurcanu, a fost nefastă această ocupație, anume din considerentul că a fost una rusă, anume din cauza faptului că am fost ocupați de Imperiul Rus și nu de altcineva. În acest context, iată, vedeți un efect grafic destul de frumos, am putea spune. Păcat că chiar și la 205 ani distanță, doar cu aspecte grafice, cu elemente grafice, putem lupta cu consecințele acestui fapt. Un lucru pe care vreau să-l întreb este care sunt... De fapt, ați răspuns cumva deja, dar au avut cetățenii din Transilvania o mai mare autonomie culturală, de exemplu, decât cei din Basarabia, de au reușit să-și perindeze ideile, spiritul național, pentru că, cu excepția minorităților etnice care există în teritoriul transilvanian, nu prea întâlnim români care să zică că noi suntem altceva decât români. Ori în Republica Moldova avem moldoveni, sadea, care sunt total diferiți de români și mă interesează cum sau de ce au reușit să-și păstreze românii din Transilvania identitatea prin comparație cu cei din Republica Moldova. Întâi de toate, comparația este cumva asimetrică, în sensul în care Transilvania a trecut prin diferite valuri de, să zicem, regimuri. Deci au avut pe de o parte regimul ungar, dar și au avut regimul Habsburgic, ceea ce nu e aceeași mâncare de pește. Teritoriul dintre Prut și Nistru, Basarabia, a fost practic sub același regim, cu o altă fațetă. Deci am scăpat de dracu în 1918 și am dat de tațu în 1940. Mă refer la țariști și la sovietici. Transilvania a fost într-o câtva, să zicem așa, privilegiată din considerentul că a știut să-și păstreze viu acest sentiment al conștiinței naționale, al apartenenței naționale. Au avut o foarte bună ocazie să rămână uniți, pentru că vorbim totuși de atât regimul ungar cât și regimul habsburgic, de o altă coloratură confesională, vorbim de catolici, ori în Transilvania majoritatea erau românilor, erau ortodoxi și sunt, pe când aici noi am fost tot timpul tentați să cerem ajutorul fratelui ortodox mai mare și tot timpul am intrat în această
capcană cu foarte mare succes întinsă nouă, dar nu doar nouă, și altor popoare balcanice care au simțit din plin beneficiile fratelui eliberator, în ghilimele ferește, rus. Transilvanienii au avut totodată și o mai bună coeziune la nivelul diferitor straturi sociale, dacă îmi permiteți. Țăranii au știut să-și manifeste revolta în felul lor. Vorbim despre școala lui Horia Cloșca și Crișan, despre Avram Iancu și alții. Intelectualitatea, mă refer la cler, a știut să se coaguleze în jurul întâi stătătorilor Bisericii Ortodoxe din Transilvania, mă refer aici în deosebi la Șaguna, iar scriitorii, intelectualii au reușit să influențeze politic chiar pe cei din dieta ungară și ulterior din dieta din, de la curtea de la Viena. Deci s-au implicat inclusiv politic, ceea ce moldovenii practic nu au făcut-o și nici nu au fost lăsați. Dar nu au făcut-o și nici nu prea au avut posibilitatea. Asta vreau să zic și eu. Domnul Țurcanu, vreau să vă întreb care sunt efectele faptului că cetățenii de pe partea asta a Prutului nu au luat parte datorită sau din cauza ocupației, nu au luat parte atât de activ la cristalizarea națiunii românești și unde ne-a lăsat asta, unde ne-a aruncat asta? De fapt, răspunsul la întrebare începe de fapt cu continuarea ceea ce a spus Ion. Diferența dintre Transilvania și Basarabia a fost faptul că Transilvania a fost anexată în întregime unui imperiu și Transilvania fiind unul din cele trei centre culturale ale neamului românesc și-a putut păstra în interior și în unitate practic cultura și tradițiile și credința și așa mai departe. Pe când Basarabia a fost doar o regiune periferică a țării Moldovei, în mare parte neglijată de către elita conducătoare de la Suceava sau și ulterior Iași. Aceea, când a fost anexată, ea practic a fost integrată unei alte lumi total necunoscute, și ea era necunoscută pentru acea lume o perioadă de timp. Rusia încă la început nu înțelegea bine ce a anexat, ce populație, ce mentalitate au, încă a fost nevoie de o perioadă de timp pentru a conștientiza asta. Prin urmare, anume faptul că Basarabia a fost ruptă de centrul său, aș putea spune, de gravitație, care se afla la Iași. Așa. A lipsit-o de o posibilitate de dezvoltare culturală pe măsura celeia care s-a produs în vechiul regat. Așa. Deci, intelectualitatea basarabeană, desigur, a continuat să existe, a produs valori culturale, dar acestea au fost separate de hotar și au fost distincte din punct de vedere pur, aș spune, geografico-politic de ceea ce se producea peste Prut, dat fiind faptul că legăturile, administrația țaristă încerca din toate puterile să întrerupă legăturile și să nu permită, măcar cultural, ca Basarabia să se dezvolte paralel cu restul României. Domnul Mischev, că am observat că aveți o problemă. Da, vreau să completez ce spunea colegul și bunul prieten Mihai. Într-adevăr, țariștii la 1816 l-au trimis pe Svinin în Basarabia ca să afle de ce confesiune sunt locuitorii acestui ținut și de ce naționalitate, de ce etnie sunt. Pentru că existau mai multe versiuni și ei considerau că, pe de o parte, fie teritoriul este nepopulat, no man's land, așa cum s-a exprimat și Charles King și alții, sau este preponderent populat de tătari nogai. Deci, țariștii vreau să afle cu ce s-au pricopsit, ceea ce denotă că ei nu se așteptau la un deznodământ atât de favorabil sau nu se așteptau doar la această bucată din țara Moldovei. Deci ei își doreau ambele principate dunărene să le încorporeze, să le anexeze și asta a fost, cel puțin pentru prima jumătate a secolului XIX, politica țaristă în Basarabia de
autonomie limitată, tocmai pentru a îi lăsa pe basarabeni, pe moldovenii de aici, să fiarbă în sucul lor. De asta s-a pus hotarul pe Prut la 1 ianuarie 1813, atenție, nu imediat după semnarea paștului, pentru a lăsa o perioadă de trecere ca boierii să-și poată strânge catrafuțele și să plece peste Prut, ceea ce majoritatea așa și-au făcut, pentru că își dădeau seama că sub dominație străină nu vor avea nicio influență. Și aici au rămas în locul boierilor țăranii înstăriți, răzeșii și câțiva boieri așa mai mici, care au încercat să țină piept administrației țariste în frunte cu Gabriel Bănulescu Bodoni, s-au coalizat în jurul lui, au scris niște memorii țarului Alexandru I la 1815-1816, în care îi explicau faptul că, uite, noi suntem moldoveni de viță veche, noi avem legile noastre, ius valahorum, scrie Bănulescu Bodoni în scrisoarea sa, deci legea românească noi o avem, așa. Noi nu avem nevoie de legile voastre țariste, noi avem privilegii, vă rog să ne le păstrați în continuare, noi nu vrem să renunțăm la limba română pe care o vorbim, noi nu vrem să renunțăm la oficierea slujbelor în limba română și așa mai departe. Ceea ce țarul Alexandru a oferit așa cu jumătate de mână, a oferit această posibilitate, dar a venit țarul Nicolae I la 1825, care a avut o politică diametral opusă față de predecesorul său și se baza, de fapt, statul său se baza pe trei piloni, autoritarismul, conservatorismul și ortodoxia. Deci era un stat practic polițenesc, dar și aici vine paradoxul cel mai mare. Mihai spunea pe bună dreptate că intelectualitatea de aici a încercat cumva să se manifeste. Ori începe intelectualitatea să se manifeste abia după 1825. Vedem în fondurile Arhivei Naționale, în fondul 2 al Cancelariei Guberniale, vedem la 1828 un număr de 8 persoane considerate a fi românofile, atenție, și care erau luate în vizor, de supravegheate, urmărite, filate și arestate ulterior de către poliția țaristă, de către jandarmerie. După care avem un caz foarte simptomatic și în același timp edificator. La 1848, în plină revoluție pașoptistă, da, în Basarabia apare un Iachim Popov care vrea să editeze ziarul Românul. Deci vă dați seama, adică exact acest lucru demonstrează cu prisosință că în vremuri vitrege și în regiuni de coliziune a diferitor culturi apar acele câteva vlăstare de conștiință națională și de mișcare națională, dacă doriți. Ulterior, în a doua jumătate a secolului XIX, asemenea exemple se mulțesc practic triplu. Domnul Mischievca, vreau să vă mai întreb dacă tot ați menționat despre acea persoană care a fost trimisă să se documenteze, da? Cu ce rezultate s-a întors? Pentru că, de ce întrebam? Pentru că la distanță de aproape 100 de ani, Lenin în 1917 identifică cetățenii de pe acest teritoriu ca fiind români și atunci mă interesează dacă pe parcursul întregului acest secol, de la 1812 la 1917, s-a auto-identificat populația de aici ca români și când a apărut termenul de moldovean ca fiind unul diferit de român? Țariștii niciodată nu au considerat termenul de moldovean ca fiind unul distinct de cel român. Așa. Țariștii au considerat că termenul de moldovean este unul complementar celui de român. Sinin a elaborat o mică broșură etnogeografică, dacă putem să o numim așa, în care a descris cu lux de amănunte ceea ce a văzut și nimic mai mult, sau ceea ce i s-a părut că a văzut. Ulterior au mai fost alte personalități, Vigel, spre exemplu, Crușevan la 1895, dacă nu greșesc, deci practic după aproape un secol de dominație țaristă, scria în cartea sa că, o să citez în limba rusă, «Moldovanii nazivaiut sebea rumânami va imea atnavoi iz rumânskih knyazhestv Moldova».
Deci moldovenii se numesc pe ei români în cinstea unuia dintre cnezatele românești, Moldova. Care se numește Moldova. Vă dați seama, adică la 1895 țariștii în continuare recunoșteau faptul că populația majoritară din acest ținut a rămas românească. Episcopul atât de hulit Lebedev, dacă nu greșesc, din Basarabia, se plângea la un moment dat țarului că, uite, moldovenii au reușit, românii de aici au reușit să ne românizeze, să ne moldovenizeze. Deci ei puneau semnul de echivalență. Pe când noi n-am reușit să-i rusificăm. Împotriva tuturor opresiunilor și măsurilor pe care le-am luat, le-am închis școli, le-am închis biserici, am dat afară pe preoți, am interzis editarea cărților de limba română, am introdus limba rusă în administrație, am introdus dreptul rusesc în administrație, deci i-am intimidat, i-am persecutat, am închis hotarul pe Prut și uite, totuși ajung în teritoriul ăsta cărți Albina românească, bună oară, ajunge aici în Basarabia și vin chiar trupe de teatru în Basarabia. Evident că ele erau acceptate doar în orașele unde populația era preponderent alogenă și mai puțin în sate sau în târguri unde populația era majoritar românească, dar în tot cazul o legătură a existat între acest mal și celălalt. Problema este că această legătură se adâncește cu timpul și tot mai adânc și mai adânc și iată, la 205 ani de la anexare avem impresia că ne desparte Atlanticul, dar nu Prutul. Domnul, frumoasă metafora, să zic. Domnul Țurcanu, deplasându-ne un pic de la tema de bază care este 1812 și pacea de la București, când totuși atunci are loc acest să zic eu, rapt cultural și etnic, când brusc cetățenii, sau nu brusc, dar în ce perioadă încep cetățenii de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova să se identifice drept moldoveni ca fiind ceva diferit de români și cum s-a reușit această performanță, trebuie să recunoaștem, pentru cei care au avut drept scop să ne deznaționalizeze. Da, cum a menționat Ion, pentru administrația rusă din perioada țaristă, moldovenii și românii erau același popor și respectiv ei conștientizau și negau faptul că în Basarabia, pe care o stăpâneau, locuiește același neam care locuiește peste Prut și care locuiește la sud de Carpați și în interiorul arcului carpatic. Schimbarea s-a produs în politica Moscovei, Rusiei, să-i spunem, deja în perioada sovietică, dar nu de la început. Lenin menționa că în Basarabia locuiesc români. Marx a menționat același lucru. Da. În memoriul trimis... Nu au ținut cont de opinia părinților. Nu au ținut cont, pentru că urmașii săi au selectat de la părinte ce le-a fost avantajos și au lăsat restul. În memorial pe care îl adresează Kotovski și grupul său de inițiativă în 1924, care a dus până la urmă la crearea Republicii Autonome Moldovenești în regiunile de la Est de Nistru, se vorbea despre faptul că această Republică Moldovenească trebuie să extindă revoluția asupra Basarabiei și apoi asupra întregii Românii. Deci și atunci, practic, se poate intui că percepția era aceeași, că este același popor, de aceea prin moldovenii din Transnistria răspândim revoluția asupra moldovenilor din Basarabia și apoi asupra restului românilor. Situația s-a schimbat când această extindere de revoluție a ieșuat total. În România știm că Partidul Comunist, mai mult de 1000 de oameni, nu a avut pe tot parcursul perioadei interbelice, deci despre niciun fel de revoluție socialistă nu putea merge fi vorba. Și atunci politica propagandistică, în acest caz mai mult sovietică, a elaborat o altă strategie. Dacă nu putem extinde asupra întregii Românii, cel puțin să acapărăm ceva din teritorii, și anume Basarabia, unde deja fusese stăpânirea rusă. Și indoctrinarea populației locale, desigur, a putut începe doar după 1940, când a început în școli deja, încă din clasele primare, educarea că suntem slavi, că moldovenii sunt diferiți și așa mai departe. Au creat o întreagă mitologie a etnogenezei, așa numite, a moldovenilor. Ea se regăsește și în Enciclopedia Sovietică Moldovenească, în volum mare, dar
Până atunci s-a acționat doar pentru crearea acestei ideologii în perioada interbelică și aplicarea ei ulterioară după anexare. Ori în cazul anului 1940 și de fapt mai mult până la 1940 cunoaștem că Uniunea Sovietică nu a recunoscut niciodată unirea Basarabiei cu România și au fost multe discuții diplomatice, au fost și la Congresul de la Paris delegația sovietică care a încercat să se opună recunoașterii unirii. Acesta a fost practic unicul caz când Uniunea Sovietică, stat ce nu se considera urmaș al Imperiului Rus, pornind de la teza lui Lenin că Imperiul Rus este o închisoare a popoarelor, respectiv Uniunea Sovietică trebuie să fie invers, raiul popoarelor, a fost practic unica dată când sovieticii au invocat așa numitul drept istoric al Rusiei supra Basarabiei, folosind acea sută de ani de... Data de referință de la 16-18-12. Da, așa. De apartenență la Imperiul Rusiei. Și cu toate acestea, vedem aici evoluții în teoriile lansate de la Moscova diferite. Până la urmă, în ultimatumul din 1940 nu se menționează nimic despre Imperiul Rusiei și se spune cu tot o altă teorie, că în Basarabia locuiesc ucrainieni și ei trebuie să reunificați cu restul Ucrainei. Deci, iar peste câteva săptămâni după anexare, deja aici apar moldovenii. Inconsistența aceasta și anacronismul dintre o teorie și alta persistă și astăzi la moldovenii, pentru că vedem pe distinși, nu o să-i numesc pentru că îi cunoaștem, istorici care astăzi spun că moldovenii sunt popor diferit, dar limba este practic aceeași, iar peste 5 ani spun că nu sunt popoare diferite, iar peste alți 5 ani spun că da, cam suntem aceiași, dar totuși noi avem statul nostru și evoluează în funcție de situație, în funcție până la urmă și de conjunctură, de finanțatori inclusiv. O altă întrebare și rămân la dumneavoastră, domnul Surcan, după care mă întorc și la domnul Mischev, ca ține de predilecția care exista în perioada modernă față de statele antice și a existat și la unul din conducătorii Imperiului Rus, mă refer la Ecaterina a II, care își dorea cumva unificarea tuturor statelor române într-un singur stat numit Dacia. Și mă întreb dacă la 1812, dacă am fi ajuns sub toate statele române sub ocupație rusească, s-ar fi întâmplat, ar fi avut loc această reunificare a tuturor statelor românești în unul singur numit Dacia sau era doar o predilecție personală a țariței în acea perioadă? Planurile Ecaterinei a II erau mai mari. În cadrul unei întâlniri cu împăratul Sfântului Imperiu Roman Iosif al II-lea, s-a creat un proiect de reconstituire a Imperiului Bizantin după eliberarea Constantinopolului în frunte cu un prinț rus. Deci planurile erau mult mai grandioase, nu s-au realizat datorită faptului că nu mai era Evul Mediu și nu mai era Antichitatea când două state puteau hotărâi asemenea lucruri. A intervenit Anglia, Franța și așa mai departe. Într-adevăr, Rusia a avut acest proiect de creare temporară, cel puțin, a unui stat unitar dintre Moldova și Țara Românească. La un moment dat se includea și Serbia în acest proiect. Care să fie un stat tampon, un stat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, dar aflat sub influența Rusiei, desigur, care ulterior să fie anexat sau să fie păstrat, dar sub influența Rusiei. Rusia și inclusiv mai târziu, după pacea de la Adrianopol, regulamentele organice care au făcut administrația Moldovei și a țării românești, care dintotdeauna era similară, modelată după Imperiul Bizantin, regulamentele organice au făcut-o practic identică, deci așa. Erau două state în oglindă, cu aceeași organizare, aceeași sistem totul. Acesta tot făcea parte dintr-un proiect al Rusiei de anexarea acestor două principate prin unificarea lor într-un stat fictiv. Acest proiect s-a prăbușit definitiv odată cu războiul Crimeei și atunci politica Rusiei s-a schimbat față de principatele deja în proces de unificare și s-a schimbat și în Basarabia când legăturile cu românii de peste Prut au fost și mai mult tăiate pentru că deja s-a înțeles proiectul de o Românie sub influența Rusiei
Nu mai este valabil. Nu mai este posibil, de aceea trebuie să ne limităm la ce avem și să construim alte strategii. Deja venea proiectul Bulgariei Mari. Pentru că deja România se formase și în mentalul colectiv, vorbesc de Revoluția Pașoptistă, deja după războiul Crimeei, în inimile și în conștiința națională a multor intelectuale români și a elitei politice românești și culturale, deja se formase ideea... România deja exista. Deja practic. Exista, doar urma să fie legiferată și recunoscută ca atare. Într-adevăr, Eminescu aici are o frază extraordinară. El spune că noi am fost creștini înainte de a fi români, cât timp Rusia nu ne-a învățat să fim români și după aceea creștini. Deci, într-o oarecare măsură, Rusia pedalând pe ideea de putere ortodoxă eliberatoare, a pierdut, deci a primit reversul monedei și a pierdut încrederea popoarelor balcanice, îndeosebi ale românilor, în rolul ei. Românii au înțeles că din contul teritoriilor lor sunt adăugate teritorii la Imperiul Rus și România ca atare s-a format în urma unor circunstanțe favorabile și asta trebuie să o recunoaștem, dar mai presus de toate în urma cristalizării unei elite politice conștiente de apartenența sa. Ceea ce la 1812 din păcate încă nu vedem, totuși eu nu sunt părtașul ideii că națiunea este un dat al epocii moderne. Consider că națiunea este la fel de vizibilă și pregnantă și în perioada antică și în perioada medievală. Bineînțeles că în evul mediu nu exista națiune modernă în sensul unor programe politice de unificare și așa mai departe, dar asta nu i-a împiedicat pe englezi bunoară la Conciliul de la Constanț să afirme, delegația engleză să afirme că sunt de natio anglicae, adică că sunt de națiune engleză și nu sunt pur și simplu niște soli trimiși de regele lor. România a existat întotdeauna ca un ideal în mentalul colectiv, fie că a fost produsul țărănimii care vroia o unire socială, dacă doriți, o uniune între țărani și boieri, în care țăranii să aibă și ei drepturi, deci mă refer aici la ideile lui Tudor Vladimirescu, da? Fie că vorbim despre o Românie a clericilor care își doreau ca turma lor să fie unită și să nu sufere enoreașii de pe urma represiunilor diferitor puteri, cum a fost în Transilvania de altă confesiune, fie că vorbim de o Românie a intelectualității sau a elitelor politice care înțelegeau foarte bine că unde-s doi puterea crește și lucrul ăsta este cât se poate de evident. Dacă ar fi să revin un pic la... Da. Deja scurt, pentru că ne apropiem de finele emisiunii și vreau să prind câteva concluzii din partea ambilor invitați pe care am onoarea să iau astăzi în platou. Vreau să întreb, tot cumva direcționat din discursul pe care l-ați avut, domnule Țurcanu, cât de buni români suntem astăzi și cum ar trebui să fim, de fapt, ca să reușim, iată, la distanță de 205 ani, să anihilăm, să distrugem definitiv urmările și să ajungem la realizarea idealului de întotdeauna a românilor de unificare a Republicii Moldova cu România. Din păcate, astăzi percepția păcii de la București din 1812 este limitată, este, să spunem, popularitatea acestui eveniment în rândul românilor basarabieni este mic, din considerentele că realitățile pe care le trăim astăzi sunt o consecință în mare parte a anului 1940. Și mai puțin anului 1812. Din acest considerent, eu cred că ceea ce ar trebui să popularizăm cât mai mult consecințele și realitatea evenimentului din 1812, pentru că nu ar fi existat un 1940 dacă nu era un 1912. Sau cel puțin 1940 ar fi arătat cu totul altfel decât a fost în realitate. Deci acest eveniment a fost punctul de început. Să nu uităm că chiar câțiva ani în urmă președintele Federației Rusiei, Vladimir Putin, i-a
Ea, în cadrul unei discuții, a spus premierului moldovean Vlad Filat că, iată, în 1812 s-au pus bazele statalității moldovenești. Deci, separarea Basarabiei de țara Moldovei și transformarea într-o provincie rusă a fost începutul unei statalități. Din nou, o minciună și un anacronism total, dar care arată că pentru Rusia acesta este punctul de reper al pretențiilor de sferă de influență cel puțin asupra acestui teritoriu. Deci 1940 își păstrează importanța sa, dar nu trebuie să uităm de originea originilor, 1812. Este ca și cum ar fi Troia pentru Roma. Așa. Roma a fost construită de urmașii Troiei, da. Domnul Mischi a avut titlul de concluzie. Cum ar trebui să fim astăzi și ce ar trebui să facem ca să ajungem la realizarea idealului? Astăzi ar trebui să fim, mi-a plăcut expresia asta și am auzit-o câteva ani în urmă, deci înainte de a fi buni români trebuie să fim buni la ceva. Deci astăzi ar trebui să fim foarte buni specialiști în ceea ce facem. Ar trebui Așa. Să cercetăm dacă suntem istorici cu dedicație și abnegație acest domeniu. Dacă suntem fizicieni, ar trebui să ne ocupăm de fizică. Dacă suntem ingineri, la fel și așa mai departe. Revenind însă la pacea de la București. Din păcate, a fost un tratat de pace cât se poate de nefast pentru soarta românilor, moldoveni și îndeosebi celor din Treprut și Nistru. Din păcate, noi am fost un obiect de schimb între marele puteri. Din păcate, noi am pierdut cam 100 de ani de dezvoltare naturală în sânul statului Țara Moldovei. Pe de altă parte însă, există voci care spun că dacă nu era să fie anexată Basarabia, unirea principatelor române avea să mai dureze un pic, pentru că abia după anexarea Basarabiei, moldovenii din Principatul Moldovei care rămăsese au văzut beneficiile așa zise ale puterii liberatoare țariste așa. Și au înțeles care este pericolul la adresa existenței lor. Tot ce aș vrea, cu ce aș vrea să închei este că fraza lui Cogălnicianu la 9 mai 1877 din discursul său din Parlament: când Turcia a fost slabă, noi am fost puternici. Când Turcia a fost puternică, noi am fost slabi. Exact același lucru putem să-l raportăm la situația Basarabiei. Când Imperiul Rus sau Uniunea Sovietică a fost slabă, noi am fost puternici. Același lucru s-a văzut după pacea de la Crimea, când noi am obținut unirea principatelor. Și același lucru s-a văzut la 1918, când s-a destrămat Imperiul Țarist, și la 1991, când s-a destrămat Uniunea Sovietică. Deci nu ne rămâne decât să fim pregătiți pentru o conjunctură internațională favorabilă și să recunoaștem adevărul istoric. Domnilor, eu vă mulțumesc mult pentru această lecție de istorie la propriu. Cred că și telespectatorii noștri sunt de aceeași părere. Doamnelor, domnilor, am avut astăzi parte de o ședință clasică, aș putea spune, a Sfatului Țării, o ședință cognitivă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sper că nu v-ați plictisit, pentru că de obicei discuțiile istorice, dar cele în care se naște adevărul, sunt plictisitoare. Sperăm că nu a fost pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine la o nouă ediție. Până atunci, să aveți o seară frumoasă.